pauza publicitară cu doamna psiholog Roxana Mihai și doamna psiholog Mirela Pavel să discutăm despre celelalte două elemente luate în calcul de autoarea cărții Secretul și vă întreb acum ce este credința? Ce înseamnă să crezi cu adevărat în ceea ce ți-ai propus, că vei obține? Deci suntem la pasul 2, da? La pasul 2, da. Pasul 2. După ce am cerut, cum credem în ceea ce am cerut? Cum am putea crede decât fiind convinși, da, că ceea ce am cerut ne va aduce ceea ce ne dorim? Și cum facem lucrul ăsta? Cum facem? În primul rând, înlăturăm îndoiala. Pentru că îndoiala minează orice credință. Orice, de fapt, minează. Dacă pleci pe un drum, oricare ar fi el, îndoit fiind, s-ar putea să nu ducă unde vrei, unde îți dorești. Pentru că e o autosabotare. Crezi. Când spui că cineva crede, că eu cred, de fapt îți raportezi întregul sistem de așteptări, dorințe, investiții afective, totul într-o direcție. Asta, cred că asta e esențial când spui când că, spui că crezi. Cineva crede în ceva. Pentru că chiar și cel care spune că nu crede, el de fapt crede că nu crede. Crede că nu crede. Tot crede în ceva. Și îndoiala? De ce vin îndoielile? Pentru că e cel mai puternic sentiment. Da. Oare nu ne dorim la un moment dat chiar să ne autosabotăm? Că îndoindu-ne și având această nesiguranță, ea ne duce la nerealizare și de fapt această nerealizare este o credință a noastră că nu putem reuși. Ne creează un context pentru a putea să ne motivăm anumite acțiuni sau lipsă de acțiuni, eventual. Pentru că nimic din ceea ce facem nu este fără scop, fără finalitate. Că e unul pozitiv, ceva ce ne dorim și ne ajută într-adevăr, sau că e un scop poate meschin, spre care tindem în mod inconștient, dar mergem spre el. Da, ne putem autosabota foarte bine. Suntem, cred că, mari specialiști la asta. Oricine, aș spune, se pricepe să se autosaboteze pe sine. Acum depinde ce îți dorești de la existența ta. Că dacă faci un scop în sine, autosabotarea, care se poate petrece sub diverse forme. Știu, eu toată ziua stau morocănos, sunt supărat și bineînțeles că toată ziua va fi așa. Urc în mașină, văd că am pană, merg, cobor scările, intru la birou, văd că nu merge liftul, urc, ajung la ședință, transpirat, obosit, vai de mine. Acolo oameni nervoși și agitați, deci toate confirmă starea cu care am plecat, da? Deci eu personal m-am autosabotat în toată povestea asta, iar culmea când ajung acasă seara spun, Doamne, ce răi au fost toți cu mine azi, toate mi s-au întâmplat mie azi. Nu se poate, deci ceva ce tot în jurul meu conlucrează pentru a mă face pe mine să mă simt în felul în care m-am simțit astăzi. Greșit. Noi am făcut asta. Bun, și ce propuneți pentru schimbarea acestei stări? În primul rând, o încercare rațională, pentru că noi le facem în mod irațional asta, în mod inconștient, da? Nu putem decât în mod conștient să demarăm o acțiune și să ne aducem în timpul de aici și acum evenimente care ne încântă, care ne fac să ne simțim bine. Știu eu, dimineața începe cu o cană de cafea vărsată pe costum. Nu e problemă, mai avem încă trei în dulap. Abia dacă asta o interpretăm că, uite, mai bine că s-a vărsat, că oricum probabil nu-mi stătea bine așa. Și merg pe altă variantă. Mai sunt variante posibile. Nu focalizarea pe problemă, pe neajuns, pe, știu, trăirea negativă ne va ajuta, ci focalizarea pe o trăire pozitivă, pe care ne putem aduce. A, uite, costumul ăsta, da, l-am pătat, corect, dar în momentul în care eram îmbrăcat cu el, uite ce caragios a fost, nu știu când. Cu siguranță sunt în existența fiecăruia evenimente care să poată fi rememorate și care să ne creeze o stare de bine. Bine, asta duce în cele din urmă la o acceptare necondiționată a tot ceea ce ni se întâmplă, nu?
Exact. Și... Dar nu ni se întâmplă. Nu ne se întâmplă. Nu ni se întâmplă să nu ne se întâmplă. Așa. Ce spunea Roxana, că simplificat până la urmă, de văzut binele în orice rău care, pe care îl trăim. Pentru că cu siguranță el ne va duce către ceva pentru care ne este hărăzit, să zicem, nu? Ceva prin care, trecând, avem un folos. Imediat, conștient sau nu, sau mai târziu, va fi acel folos vizibil, nu se știe, dar el există. E adevărat, prin această credință, printr-o credință în acțiunea proprie, necondiționată, sunt exemple chiar biblice, să zicem, căderea zidurilor Ierihonului, este povestea celor trei regi care au fost în deșert fără apă, fără alimente, așteptau ploaia și se rugau să plouă și până nu li s-a spus că săpați întâi șanțurile ca să aveți, să fiți pregătiți pentru ploaia ce vine. Și mă gândesc că acest ultim exemplu pe care l-am dat ne și conduce către al treilea pas al propus de filmul Secretul, și acela de a primi. Cum primim acest răspuns al cererii noastre? Cum trebuie să procedăm? În primul rând, răspunsul va veni dacă vom face și noi pași spre el. Că dacă stăm și așteptăm să pice, pur și simplu, să ne vină acel răspuns, de obicei cererile, să fim realiști, sunt în general materiale, oamenii cer lucruri materiale, iar chiar și cartea duce oarecum tot în direcția asta, pentru că sunt cele mai palpabile. Și trebuincioase. Și trebuincioase, corect. Așa, nu ne cerem diverse stări, emoții, trăiri, ci lucruri într-adevăr concrete care poate ne ușurează existența. Făcând pași, pentru că dacă stai pasiv și aștepți să răstoarnă peste tine un car cu noroc, s-ar putea să nu se întâmple. De fapt, nu cred că se va întâmpla. Nu doar să-ți dorești, să crezi, este de ajuns. Trebuie să și faci ceva în scopul ăsta. Românii au proverbe despre asta. Se spune că la omul sărac nici boii nu trag. Nu e întâmplător. Pe omul sărac e omul sărac. Da? Poate fi interpretat și în multe alte feluri. Aș interveni puțin, sau e atât de împăcat cu acea sărăcie încât alte gânduri nu mai emite. Și gândurile atrag după sine. Sigur că da. E așa o împăcare cu starea în care se găsește, încât o altă viziune despre cum ar fi, să zic, o stare de bogăție sau de prea bine, nu are credința că ar putea o primi, pentru că nu o cunoaște. E adevărat, și totuși e foarte greu să-ți imaginezi că ai primit aceste daruri când tu nu le ai. E foarte complicat. Te urci în tramvai, îți dorești să ai o mașină, nu știu de care, și tu compostezi în tramvai. Un bilet. Compostezi un biletul, da. Da. Nu se trece... aveți o profesie care am putea crede că dacă oamenii ar proceda și ar veni deschiși să vă spună: domnule, m-am urcat în tramvai imaginându-mi că am un, nu știu ce, mașină de lux, bănuiesc că i-ați cataloga într-un anume fel. Nu emitem păreri și credințe personale despre... Nu. Cel mult, dacă ar fi să cataloghez pe cineva, deși nu așa decurg lucrurile, aș spune, uite, un om foarte visător care are toate șansele să ajungă unde își dorește. Și pentru că imaginație bogată. Da, și oferă libertatea să-și dorească, să viseze. Da, mai trăim într-o lume ce permite visători? Păi asta este, de asta am și spus că își oferă libertatea. Pentru că noi suntem oarecum încorsetați de rigori, de norme, de reguli. Așa trebuie, veșnicul trebuie. Imperativul trebuie. Imperativ, exact. Nu ne mai permitem să fim liberi și să ne dorim lucruri pentru noi, care poate pot părea egoiste pentru alții, că sunt pentru noi și nu sunt pentru toți. De unde pornesc toate aceste norme, toate aceste rețineri pe care ni le impunem?
când de care ne impunem singuri. Bănuiesc că ele se formează undeva. Noi urmăm modele. Trăim după modele. Plecăm sau urmărim chiar modelul parental. De aici plecăm, de la modelul parental. Și părinții sunt cel mai bun exemplu pentru noi. Da. Ei chiar și vin... fără să conștientizăm, nu? Da. O, da. Ei vin cu reguli. Așa trebuie să faci, așa e mai bine pentru tine. Gândesc pentru noi. Încă din primii ani de viață, da? Trăim poate pentru... confirma sau infirma anumite teorii. Pentru că și ei la rândul au urmat un model. Prin același lucru. Sigur că da. Dar nu numai ceea ce spunem direct este informație receptată. Ceea ce gândim este informație receptată. Modul în care ne comportăm, acum am ajuns în contextul părinți-copii, modul în care ne comportăm ca părinți este un exemplu pentru copiii noștri. Nu trebuie să le spunem, nu lua nimic de la oameni străini. Dacă pe tine, ca părinte, te văd reticent în a discuta cu cineva pe care nu o cunoști, cu siguranță nu se va apropia și va fi o persoană retrasă, să zicem. Deci, transmiți în mod involuntar lucrurile. Toate normele, toate, știu eu, limitările până la urmă. Că de fapt despre asta e vorba, sunt limitări. Le transmiți într-un mod inconștient. De asta este bine ca adulți fiind să încercăm să avem măcar, știu eu, mediul nostru intim, familial, mai puține limitări. Cele care chiar nu trebuiesc, să încercăm să le înlăturăm. Și să dăm frâul liber dorințelor, pentru că ele se nasc dintr-o nevoie. Da, avem noi oare discernământul sau informația necesară pentru a ne putea da frâul liber dorințelor? Pentru că ne-am putea aștepta la un moment dat să treacă cineva pe stradă și să-și dea frâul liber dorinței de a ne da în cap sau de a ne lua portofelul. Oricum se cam întâmplă și de asta, dar nu e... Uite, ne întoarcem la ceea ce emitem. Exact, este vorba despre ceea ce transmitem universului, să spunem. Bun, transmiți, dar cum ar fi o zi din viața unui om ce... Liber. Liber, da. Care cum gândește liber. Viața, cum ar începe ziua lui și cum s-ar desfășura? Ce ar trebui să gândească? Ce ar trebui să întreprindă? Ce ar trebui să facă? Cred că ar trebui să facă diferență între ceea ce presupune binele și răul. Da? Ce este bine pentru mine poate să nu fie bine pentru celălalt. Trebuie să ținem puțin cont de faptul că trăim într-o lume înconjurați de oameni, de semenii noștri. Binele meu poate să nu însemne binele celuilalt. Dar să încercăm să ne trăim viața în măcar acele 10 porunci. Ar fi suficient. Și atunci ce nevoie mai avem de rețete exacte? Se pot scrie multe, se pot face la fel de multe, însă suntem unici, individuali, da? Și ne diferențiem de seamănul nostru prin însăși culoarul pe care ne-l alegem. Dacă vrem să ne trăim viața într-un mod unic, fără să urmăm șabloane, fără să fim etichetați, pentru că asta este o problemă, eticheta, stigmatul pe care îl purtăm, pentru acel nu trebuie să faci asta. Și trebuie să avem încredere că în fiecare dintre noi există acea scânteie divină, da, despre care vorbim și se vorbește mult. Crezând că există în noi, vom crede că există și în celălalt și că totuși libertatea pe care mi-o iau eu nu va face nimic în sensul de a-l deranja și de a-i dăuna libertății celuilalt. Pentru că noi ne-am învățat să respectăm reguli, pentru că e mai simplu să fie undeva scris, nu ai voie să, sau să fie transmis. Dar oare noi nu simțim lucrurile astea? Cel puțin vorbind de ce spuneați mai devreme, că dacă libertatea unuia e să-mi iau eu portofelul. Eu cred că aia a venit de la educația lui, a venit din modul în care a văzut el realitatea înconjurătoare lui. Da, bine. Motiv pentru care eu nu prea am cum să intervin
pentru a schimba situația respectivă. Însă pot să intervin, știu eu, privindu-l cu blândețe, raportându-mă diferit. El încearcă să-mi fure portofelul. Eu mă întorc și dau una. Ce am rezolvat? Am emis pe aceeași frecvență, care e una joasă, nu? Nu ne aduce niciun plus, nu ne aduce nimic bun. Ne creează o stare de disconfort. Probabil vom vorbi toată ziua despre o situație de genul ăsta și probabil vom atrage alte noi situații din același palier, de pe aceeași zonă. Mai bine ne plasăm, să zicem, nu că deasupra, pe alt culoar și vom spune, uite, săracul de el, a încercat să-mi fure, poate n-are ce mânca. Nu-i problemă, mă descurc. Deci să încercăm să gândim totul un pic diferit. Cei care reușim să facem asta sau cei care reușesc, nu întotdeauna reușește pe fiecare situație în parte sau fiecare comportament reușim să-l întoarcem cu bine. Uneori ne trezim că suntem impulsivi, suntem nervoși și atragem în consecință. Propuneți să ne întoarcem la întoarcerea și obrazului celălalt, în fond. Eu m-aș gândi la a privi cu compasiune către seamănul tău. Nu, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, îți întorc obrazul. Nu este cea mai bună alegere, pentru că ea doar amplifică. Gândim în sentințe, gândim, cum spunea Roxana, ne limităm și restricționăm ceea ce ar putea să vină frumos spre noi. Sunt apărate tot șabloanelor care ne sunt impuse de către mine, de când suntem mici. Și pe care ne le auto-impunem de la un moment dat încolo. Și le impunem la rândul nostru și... Și ne le impunem și nouă, crezând că, de fapt, e produsul altora, dar e produsul nostru. Tot în film și în carte am întâlnit noțiunea de mulțumire, de mulțumire anticipată. Ce ne puteți spune despre aceasta? Păi, dacă e să mergem puțin pe la biserică și să vorbim cu un preot, el spune că un acatist trebuie să înceapă cu mulțumesc bunului Dumnezeu pentru și apoi să ceri. Când mulțumești, îți creezi o anumită stare. Nu poți să mulțumești fiind trist, supărat, nervos, agitat sau oricum altfel. Deci nu poți, nu se poate să simți acel mulțumesc în sufletul tău și să spui, sunt nervos, dar mulțumesc. Nu se poate. Și motive de mulțumire tot avem. Motive de mulțumire. Și simplu fapt că te trezești dimineața. Sunt alții care nu se trezesc. Că te-ai ridicat din pat și poți să mergi. Sunt care nu pot să meargă. Ai de mulțumit pentru orice. Dacă e să te gândești pentru câte lucruri ai de mulțumit. Ar trebui să începi astăzi și să termini poate peste o perioadă lungă de timp. Și apoi am mai întâlnit noțiunea de vizualizare. A dorinței. Cum se face ea? Dar am discutat despre imaginea cerinței și despre transpunerea ei, da, într-un imediat apropiat, da, încă de la pasul 2, dacă ne gândim, da, cu crede în cerința ta și fii convins că vei primi ceea ce ai cerut, nu? E adevărat, dar ați imagina și a vizualiza pur și simplu pot avea uneori nuanțe un pic diferite. Da, diferite. Există în această vizualizare o mai mare amplificare a acestei emoții care imprimă în subconștient dorința? Ajută subconștientul această vizualizare? Există, pentru că subconștientul este ușor de păcălit în privința asta. Este o cale prin care putem oarecum să-l, deși este foarte vigilent, reușim să-l păcălim. Subconștientul nu face diferența între real și imaginar. Motivul pentru care, nu știu, devine mai puternică o dorință atunci când este vizualizată, vine tocmai de aici. Pentru că vizualizând, având o imagine, noi imprimăm mult mai ușor în subconștient, iar conștientul va considera ca fiind reală și va acționa în consecință, ne va ajuta să
mergem spre acel lucru. Deci, practic, el nu știe că este real sau ireal și nu știe dacă este o imagine de acum, din trecut sau din, din viitor. Și iarăși este foarte important subconștientul, și asta este ceva ce merită subliniat, subconștientul nu cunoaște negațiile. Dacă vom spune nu vreau să mă doară piciorul astăzi ca să pot să merg nu știu unde, el va auzi că de fapt chiar vrei să te doară. Și deci va acționa în consecință. Va acționa în consecință. De asta este bine să avem grijă cum ne formulăm dorințele și ceea ce vrem de fapt să obținem și să le vizualizăm pentru a putea să le și facilităm, cred că, apariția lor în real, în concret. De cele mai multe ori formulăm așa, cu nu. Păi așa se explică de ce copiii noștri nu înțeleg când le cerem să nu se ducă la priză. Nu te duce la priză. Nu te duce la priză. De fapt, ce-i transmiți? Du-te acolo. Aha. Nu fă asta. Fă asta. Deci nu e vorba de încăpățânare. Nu. Sau de reacții adverse, fățișe, așa, ostile părinților. Nu. De fapt, vieții copiii nu... Reacționează exact la mesajul care l-ai transmis. Și atunci să înțelegem că la vârste din astea fragede, subconștientul primează asupra conștientului? Instinctele, în principal, primează. Instinctele fac parte din subconștient. Instinctele primează. Cenzura, nu apare cenzura conștientului. Conștientul cenzurează mult, asta se știe. Conștient, nu avem voie să facem asta, asta, asta. Nu e frumos să, sau nu trebuie să. Dar, în mod inconștient, de fapt, subconștientul nostru și-ar dori lucrurile alea. Vine rațiunea unde se sediu normelor, regulilor despre care vorbeam mai devreme și cenzurează. La copii nu mai există acea cenzură. Ei sunt mult mai liberi. Ar trebui să învățăm de la ei. Pentru că au și un limbaj simplu de a explica lucrurile simple din existența noastră și nu le complică, așa cum suntem noi specialiști să le facem. Și în același timp se raportează într-un mod, poate, să zicem brut, într-un mod necizelat la ceea ce îi înconjoară, dar este expresia a ceea ce simt cu adevărat, a ceea ce cred, a ceea ce sunt ei de fapt cu adevărat. Aici e necesar să fim atenți, pentru că ei transmit emoțiile într-o manieră în care adulții nu știu să o facă. Ei te cuprind cu brațele fără să-și dorească nimic la schimb. Ei zâmbesc, da, își manifestă bucuria. De altfel ne arată cum să trăim. Și ne arată că dacă ne dorim, posibil să obținem. Și dacă ne dorim, și facem și pași în sensul ăsta, pentru că ei știu să facă asta. Deci asta ar trebui să învățăm, să ne dorim și să credem că dorințele noastre se vor îndeplini. Dar cu să certitudine. Și facem ceva. Și să și facem ceva, bineînțeles. Absolut. În sensul ăsta. Conștient sau subconștient sau inconștient, timpul nostru a trecut. Până săptămâna viitoare, le spunem telespectatorilor o săptămână plăcută și să nu uite că niciodată ceea ce nu cred că este, nu înseamnă că nu există.